Dosarul droguri în licee este cunoscut deja în spațiul public și a creat mare vâlvă, fiindcă DIICOT a scos la iveală faptul că elevi și studenți fac parte dintr-o rețea de trafic de droguri în școlile și liceele din București. De altfel, consumul de noi substanțe psihoactive este în creștere în România și, potrivit datelor furnizate de Agenția Națională Antidrog în ultimul raport național privind situația drogurilor în România, cele mai mari rate de consum se observă în rândul populației tinere cu vârste între 15 și 34 de ani. Adolescența este perioada cu vulnerabilitatea cea mai mare la inițierea consumului de droguri, cea mai mică vârstă de debut fiind declarată pentru consumul de noi substanțe psihoactive, 13 ani. Aș vrea să vă întreb care este situația în momentul de față de pe teren în ceea ce privește acest fenomen al utilizării drogurilor în România. Într-adevăr, analizele sociologice, trendurile analizate către Agenția Națională Antidrog, care este instituția lider din punct de vedere al sondării, analizării puseurilor de creștere a fenomenului, rezultă că, într-adevăr, și la noi în țară fenomenul este crescător, pe fond de consum și implicit și pe fond de trafic, pentru că ele sunt legate, nu? Trafic-consum înseamnă un act de comerț, la fel ca și comerțul legal, dar în zona ilegală, cu cerere, ofertă, discounturi, promoții. România este un trend crescător, ca și partea europeană, ca și la nivel mondial, este cert, dar este foarte important ca noi, instituții care suntem implicate în combatere și în prevenire, să putem să facem față acestor creșteri și să ne preocupăm atent, pentru că este și o problemă de instruire, de educație, de interpretarea unor date, de modul cum gestionăm acest fenomen, care trebuie analizat din punct de vedere multidisciplinar. Medical, pentru că dependența psihică este o boală, nu? Din punct de vedere al zonei de învățământ, din punct de vedere, de ce nu, financiar, pentru că trebuie niște resurse clare, alocate, din punct de vedere al forțelor Ministerului Afacerilor Interne, noi cei din combatere, Agenția Națională Antidrog și așa mai departe. Deci, practic, trebuie un efort colectiv, trebuie să ne uităm puțin în Occident, pentru că ei au ceva pași înaintea noastră, această zonă, să învățăm de la ei și să încercăm să tratăm cu atenție problema, pentru că, din păcate, fenomenul traficului și consumului de droguri, și nu s-a știut la noi în țară, pot să spun cu certitudine lucrul ăsta, sau nu s-a, dacă vreți, nu neapărat recunoscut, nu s-a apreciat, este cel mai mare generator de infracționalitate conexă, dacă vorbim din punct de vedere al combaterii, adică, practic, dependentul de droguri, bolnavul psihic, nu? Poate să ucidă, poate să tâlhărească, și sunt cazuri, nu puține, poate să fure și, de ce nu, acte de violență, lovire sau de violență și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, la care se adaugă și probleme sociale generate, pentru că dependentul poate să ia o supradoză, să înceteze raportul ei cu viața, creează probleme în familie, creează probleme care de multe ori duc către moarte, către lucruri grave și nu este deloc în regulă. Deci, practic, acest flagel este un flagel care trebuie luat în seamă la adevărata lui gravitate. Am citit tot așa un raport care spunea că noi substanțe psihoactive continuă să apară în Europa cel puțin una pe săptămână. În acest context, nici măcar nu le știm pe toate. Ce trebuie să facem noi în calitate de părinți, medicii care au de-a face cu pacienții care consumă astfel de substanțe pe care poate nici nu le cunosc? Ca și efecte, drogurile, și în special drogurile sintetice, se încadrează în acea zonă. Dar, de-a lungul timpului, traficanții de droguri, cei care produc droguri, s-au gândit, au făcut schimbări, au îmbunătățit anumite formule și, da, există un ritm alert, un ritm permanent de găsirea unor noi formule. Ei au încercat undeva în România 2008-2009, când au apărut noile substanțe psihoactive, cum le spunem noi, sau substituenți, cum sunt definiți acum de lege, sau în termeni de stradă, enobotanice. Au apărut pentru prima dată în România. Noi am fost surprinși, în special în București. Dacă vă aduceți aminte, au apărut acele magazine de vise, sub pretextul că vând îngrășământ de flori sau alte substanțe, în realitate vindeau enobotanice. Pe etichetă era scrisă recomandarea să nu se consume, dar vânzătorul, când mergea la consumatorul îi spune exact cum se consumă și ce în cantitate, atunci ne-am trezit în fața unui fenomen. Acest fenomen începuse undeva în Occident, în Europa Occidentală, dar și în lume. N-am fost nevoie să adaptăm legislația. Legislația a intrat în vigoare undeva în anul 2011. Aceste magazine au fost închise. Acum s-a mutat și partea de neobotanice, ca și drogurile sintetice, așa zise clasice, care sunt pe o altă lege din 2000, legea 143, privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, s-au mutat tot în zona ilicită. Traficanții în continuare au produs noi substanțe care, așa cum spuneam, se încadrează în același spectru. Unele sunt mai puternice, unele sunt mai concentrate și aici apare marele pericol de supradoze și alte lucruri grave. Dar noi acum în România avem legislația necesară să combatem din punct de vedere penal, juridic, să combatem traficul de noi substanțe, indiferent cât ar apărea ele. Într-adevăr, legislația de foarte multe ori trebuie adaptată în funcție de evoluție, în funcție de... Și sunt ceva propuneri care sunt acum undeva în Parlament, de modificări legislative, mici ajustări care se vor face cu siguranță. Deci avem instrumentarul legal să facem acest lucru, chiar dacă substanțele astea nu apar. Acum, din punct de vedere al simptomatologiei, din punct de vedere al efectelor, nu aș vrea să intru în foarte multe detalii, că nu este zona mea de competență, dar așa cum spuneam, sunt substanțe concentrate. A apărut și la noi în București, au apărut cazurile, nu sunt frecvente, dar sunt mai multe decât în ceilalți ani, de consum al drogului violului, spre exemplu GHB, un drog foarte periculos care se administrează în special în cluburi și în localuri. Au apărut, de asemenea, am avut anul acesta prima captură de Ecstasy Panisher, Blue Panisher, un drog foarte puternic, sintetic, și am avut chiar primul laborator de fabricare acestor, undeva în sectorul 2 Muncii București, de fabricare acestui tip de drog. Adică ne așteptăm ca lucrurile să accentueze și de aceea trebuie să fim pregătiți, de aceea trebuie să, în opinia mea, să comunicăm mai mult, de aceea trebuie să instruim mai mult și să ne ancorăm foarte bine în ce înseamnă evoluție pentru a face față problemelor. În privința urgențelor medicale determinate de consumul de droguri, au fost înregistrate 1742 de cazuri de urgențe medicale în care a fost semnalat consumul cel puțin al unui drog ilicit, consum singular sau în combinație. Cannabisul și noile substanțe psihoactive sunt raportate în peste jumătate dintre cazurile de urgențe pentru care s-a raportat consum exclusiv de droguri ilicite. Cele mai multe cazuri de urgență au fost înregistrate la persoane tinere, sub 35 de ani, în proporție de 77%. În ceea ce privește decesele cauzate de consumul de droguri, au fost înregistrate 30 de decese, dintre care 25 prin supradoză.